Echipa de fotbal Mușcelul Câmpul Lung traversează o perioadă excelentă la nivelul Ligii a 3, având jucate până în prezent 7 meciuri consecutive fără înfrângere. Dintre acestea, 3 sunt victorii și 4 rezultate de egalitate. Totalizează 13 puncte și ocupă locul 5 în clasament la numai 2 puncte de lider. Sâmbătă însă, pe stadionul municipal, mușcelenii vor primi vizita formației Inter Clinceni, o echipă redresată după numirea ca antrenor a lui Țiții Dumitriu, reputatul antrenor al echipei Steaua București. Prin intermediul presei locale, jucătorii de la Mușcelul Câmpul Lung fac apel la spectatori să fie prezenți și sâmbătă într-un număr la fel de mare pentru a-i susține în cursa lor spre o nouă victorie. În clasament suntem pe locul 5, în clasamentul suporterilor suntem pe primul loc. Vă așteptăm și sâmbătă la orele 15 să fiți alături de noi. Hai Mușcelul! Sâmbătă la ora 15 vă așteptăm pe terenul municipal pentru confruntarea dintre CS Dinicul Gorescu cu Inter Clinceni. Hai Mușcelul! Sâmbătă jucăm cu Inter Clinceni, vă așteptăm un număr cât mai mare să fiți alături de noi. Hai Mușcelul! Mușcelul Câmpul Lung Inter Clinceni se va juca sâmbătă orele 15 pe stadionul municipal.